Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului. Discutăm astăzi despre liceul cu cel mai mare număr de proiecte cu finanțare europeană. Suntem împreună cu domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru, căruia îi spunem bun găsit, având în vedere că suntem în biroul dumnealui. Bine ați venit noastră și telespectatorilor noastră. Cum apreciați acest, să spunem așa, titlu pe care l-am dat noi, sau problemă generică, liceu cu cele mai multe proiecte cu finanțare europeană? Este adevărat în primul rând? Da, este adevărat. Ne onorează, dar totodată ne și obligă, pentru că este o mare responsabilitate să gestionezi un așa număr de proiecte. Am început acum câțiva ani liderul acestor proiecte, relativ timid, și axându-ne în special pe asigurarea pregătirii pentru cadrele didactice, dar ne-am dat seama pas cu pas că pentru noi, pentru instituția noastră, ar fi mult mai bine dacă am încercat să asigurăm această pregătire, atât profesională cât și prin activități extracurriculare, pentru elevi. Astfel că în prezent avem un număr foarte mare, zicem noi, aproximativ 90 de elevi implicați și care urmează să fie implicați în proiecte europene. Da, știm că deja că în cursul acestui an, de fapt începând din anul trecut, profesori de la dumneavoastră din liceu, elevi au mers să se perfecționeze în străinătate, mă refer la profesori, să facă practică în străinătate chiar pe distanța 2-3 săptămâni sau cât a fost acest stagiu. Ce ne puteți spune despre aceste informații? Este vorba de elevi de la profilele tehnician, operator tehnică de calcul, de la elevi de la profilul tehnician analize produse alimentare și tehnician în protecția mediului, care au plecat să-și facă stagiile de pregătire practică în instituții din Anglia. Este vorba de aproximativ 60 de elevi care au parcurs acolo diferite module aferente practicii comasate din România. Acolo au lucrat alături de elevi, de lucrători, au fost pregătiți de cadre didactice din acele instituții, urmând ca la final să fie evaluați, iar după ce s-au întors în țară, aceste certificate și competențe au fost evaluate de noi în cadrul unor colocvii de practică, urmând ca în baza acestora să le încheie mediile la disciplinele din catalog. În afară de pregătirea practică care s-a desfășurat acolo, această deplasare a fost pentru ei și o bună oportunitate de a le asigura, sau pentru noi, dar și pentru ei, cred eu, de a le asigura pregătire lingvistică la un standard, credem noi, foarte înalt, la o școală, îi spune Meridian, o școală din cadrul grupului TELUS din Plymouth și din cadrul care lucrează inclusiv cu Universitatea Plymouth, care cred eu că îi va ajuta în viața mai departe. De fapt, ei acolo au făcut pe toată această perioadă și cursuri de limbă engleză, care mai departe au fost, iar la final au susținut niște examene și în baza acolo au obținut niște certificate care sunt recunoscute atât în țara noastră cât și în toată Uniunea Europeană. Deci, practic, scopul principal al activității, așa cum era și normal, pentru acești elevi este de a câștiga o nouă experiență care să le ajute să se integreze mai ușor pe piața muncii în anii următori. Da, asta a fost și ideea, să le facilităm contactul cu o piață a muncii un pic altfel, să ia contact cu un alt nivel de pregătire, cu un alt nivel de dotare a laboratoarelor, cu alte abordări din cadrul agenților economici. Pentru că trebuie spus din capul locului, aceste stagii de pregătire practică n-au avut loc doar în laboratoarele unor instituții de învățământ. Este vorba, elevii au plecat și au lucrat inclusiv în cadrul unor agenții economici, cot la cot cu elevii englezi. Iar faptul că au fost în Anglia, pe lângă cursul de limbă engleză, programul a fost structurat astfel încât să aibă contact cu mai multe instituții, să stea în familie gazdă, astfel încât la
să beneficiez de o experiență atât lingvistică cât și culturală cât se poate de profundă. Să spunem că vizita noastră de astăzi nu este deloc întâmplătoare. La sfârșitul acestei săptămâni aveți în momentul de față oaspeți din Polonia în cadrul unui proiect Comenius bilateral. Despre ce este vorba? Da, dacă acum două săptămâni am încheiat proiectul în care cu Portugalia, astăzi debutăm un alt proiect, este vorba de un Comenius bilateral prin care 25 de elevi de la noi din școală vor lucra vor lucra timp de 20 de zile, 10 zile în țara noastră, 10 zile în Polonia, în Ostrolenka, lângă Varșovia, cu elevi polonezi la realizarea unor materiale, unui portal web, unui dicționar de termeni, a unor albume multimedia cu personalități locale, încercăm să popularizăm în Polonia principalele atracții turistice de la noi din țară și să realizăm niște, așa cum spuneam, niște instrumente care vor fi un fel de produse ale proiectului, la care să aibă acces, care să vor fi în limbile engleză, română și poloneză, la care, mai departe, fiind postate pe internet, să aibă acces un număr cât mai mare de utilizatori internetului. De asemenea, urmărim să ne promovăm localitatea, să ne promovăm rezultatele școlii Gorjene, ale școlii noastre și, de ce nu, particularitățile zonei și frumusețile în rândul partenerilor noștri polonezi. Vreau să vă spun că ei sunt foarte interesați de România, sunt la a doua vizită la noi în unitate. E vorba de acum 2 ani mai derulat un proiect împreună și de fapt cu această școală cu care noi suntem înfrățiți de câțiva ani avem foarte multe proiecte împreună, inclusiv acel simpoziu internațional pe care îl organizăm an de an în această instituție. E vorba de simpozionul ENEC. Da, educația în contextul european de astăzi. Da, asta vreau să vă și întreb, faptul că de Polonia, de școala cu care colaborați, vă leagă o colaborare de foarte mulți ani și iată benefică reciproc cu rezultate, cu proiecte, cu întâlnirile acestea bilaterale. De fapt, noi avem o tradiție mai veche, elevii lor au publicat în revista noastră a școlii Cuget Liber, elevii noștri au publicat în revista lor din a școlii din Polonia. Deja cadrele didactice au început să se cunoască, nu sunt la prima activitate, iar faptul că la preselecțiile pentru selectarea celor 25 de participanți au participat, de viitorii participanți în acest proiect s-au înscris peste 100 de elevi, ne arată cât de interesați sunt elevii noștri de acest proiect. Pentru că trebuie spus, pentru noi, care până acum am fost implicați de regulă în proiecte cu caracter oarecum tehnic, acest proiect este, hai să spunem, o noutate. Chiar dacă produsul lui de bază este un portal web care să promoveze personalitățile, tradițiile română-poloneze în cele trei limbi. Vă întrebam de acest proiect, dar sunt și altele, unele care sunt acum în derulare, altele care vor începe în perioada următoare, pentru că știu că, de fapt, și începutul de an școlar, și sfârșitul de an școlar trecut și începutul acestuia s-a făcut sub semnul unor selecții pentru diverse proiecte. Da. Acum, ca să finalizăm totul, ar trebui să vă spun că profesorii din Polonia se află aici, nu numai ca să pună la punct ultimele detalii înaintea venirii grupului de 25 de elevi la noi în țară, ci și pentru a asigura elevilor noștri pregătirea în limba poloneză, pentru că una din caracteristicile acestui proiect este și de a facilita elevilor și tinerilor
accesul la limbi mai puține, mai oficial la limbi ale Uniunii Europene, dar de circulație foarte restrânsă, cum este română, cum este poloneza, chiar dacă limba română se vorbește și nu numai în România, și în Moldova, și în multe părți din Serbia și Ucraina. Iar acest lucru este, credem noi, un lucru pozitiv, că ne putem promova. Da, iar dacă revin la întrebarea dumneavoastră, trebuie să vă spun că chiar în această săptămână, mai este o săptămână chiar următoarea, în care elevii de la noi de liceu își pot depune dosarele pentru înscriere în vederea participării în alte proiecte. Este vorba de proiectele Leonardo da Vinci, prin care ei pot beneficia de realizarea stagiului de pregătire practică în instituții din Italia și Portugalia. De fapt, ei acum își depun dosarele, urmând ca lunile următoare să participe în baza unei tematici bine alese de către noi la probe de limba engleză, limba de desfășurare a proiectelor, și la specialitate, pentru a fi admiși în grupul care va participa și vor realiza practica, stagiul de pregătire practică în cele două țări. E vorba de Italia și Portugalia. Câți copii au o șansă dintre elevii dumneavoastră să meargă pe acest proiect? În cele două țări, 25 de elevi. Da, deci o cifră foarte practică, o clasă poate să meargă la această, dar o clasă luată de la mai multe clase, bănuim. Da. Haideți să mergem mai departe, apropo de experiența acestor proiecte. Vedem două lucruri diferite și în învățământul gorjan și în învățământul din România. Sunt școli care, iată, s-au deschis la nivel european și elevii lor beneficiază de acest lucru prin proiecte, prin experiențe noi. Sunt școli care accesează mai greu sau deloc aceste proiecte. Dacă ar fi să ne adresăm acestora din urmă, cei care n-au depus până acum un proiect sau au depus și n-au reușit să obțină finanțare, ce le-ați putea spune? Care ar fi, să spunem așa, recomandările din partea unui veteran în acest domeniu, unei școli cu mare experiență? Da, avem foarte multe proiecte, dar trebuie să spunem și că nu suntem veterani, pentru că am început pe acest drum relativ recent, acum 4-5 ani, deci nu avem o foarte mare experiență, dar celor care încearcă, scriu proiecte și le depun și nu le câștigă, trebuie să le spunem că și noi la început am scris proiecte și nu unul, nu două, nu trei, chiar multe, am depus și nu am fost selectați. Ideea este că după ce reușești să spargi gheața, după ce reușești să intri în aceste parteneriate, după aia lucrurile vin oarecum de la sine, pentru că dacă în cadrul acestor proiecte tu dovedești că ești o instituție serioasă, o instituție de la care partenerii tăi, că sunt din Anglia, din Franța, din Germania, din Polonia, Turcia, Grecia, au ce învăța, ei te vor căuta și te vor coopta la rândul tău în proiectele lor și de altfel îți vor face și multe alte propuneri. Acum, am să vă spun că noi anul ăsta am depus, cred că aproximativ 10 proiecte, iar în câteva dintre ele pur și simplu suntem parteneri. O firmă cu caracter educațional din Italia, care ne-a luat partenerii în proiecte pentru că la rândul ei a fost la noi aici, la Târgu Jiu, anul trecut, chiar în această perioadă, când s-a desfășurat un alt proiect european, de fapt unul, să zicem, singular în zona asta a Olteniei. A fost după o viză de studiu la care au participat aproximativ 10 factori de decizie din toate țările Europei și care s-au arătat încântați de ceea ce au venit și au găsit la noi la școală. De asta spun, e greu până intri pe acest făgaș și dacă ai ajuns aici, e bine să dovedești că ești o instituție serioasă, că ai rezultate, pentru că în continuare ei te vor căuta. Dacă vor veni și nu vor găsi ceva interesant sau vor considera că tot ce faci este de fațadă sau numai pentru zilele acelea, nu te vor căuta mai târziu.
Mai este și o problemă, apropo de, să zicem așa, de unitățile școlare care nu depun asemenea proiecte. E vorba și de nivelul elevilor și vă întreb tocmai în contextul în care ne plângem la nivel de țară, inclusiv la nivel de Gorj, că nivelul învățământului tehnologic de la noi este unul foarte slab. Vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți efectiv cei care contraziceți cumva regula, având în vedere doar rezultatele la concursuri și olimpiade școlare și rezultatele la bacalaureat, unde v-ați plasat cu un procent extrem de mare. Da, să obții un procent de 80% în condițiile în care ai și clase de seral, ai și serii precedente și să intri cu peste 90% procent de promovabilitate la seria curentă de liceu, eu zic că este un lucru pozitiv pentru liceul nostru. Și, într-adevăr, elevii de la liceele tehnologice sunt, hai să zicem, mai puțin bine pregătiți ca ceilalți la liceele teoretice, pentru că asta este trendul, dar acum să vă dau o veste, să zicem ghilimele proastă, trendul ăsta este și la nivelul Uniunii, întregii Uniuni Europene, unde elevii preferă liceele care asigură o pregătire generală în detrimentul celor cu pregătire tehnologică, poate nu într-o asemenea mare măsură ca în România, dar și acolo se manifestă astfel de tendințe. Acum este clar că pentru noi cei de la cele tehnologice trebuie să oferim mai mult și trebuie să ne zbatem mai mult și trebuie să depunem un efort suplimentar, pentru că altfel, dacă nu depunem acest efort și nu va fi foarte greu pentru elevii noștri să ajungă să fie competitivi la fel ca cei din liceele cu pregătire generală. Acum depinde de politica dusă de dezvoltarea fiecărei școli. Politica noastră, politicile noastre instituționale prevăd că, sau am ajuns la concluzia că ar fi bine ca să încercăm să asigurăm această pregătire a elevilor noștri, nu doar căutând parteneri economici la noi în țară, la noi în județ, în localitate, ci încercând să găsim astfel de parteneri și să implicăm elevii noștri în tot felul de parteneriate și să creăm premisele acestor parteneriate, să creăm șansa elevilor noștri să lucreze alături de tineri, de elevi din alte școli, din alte țări, să vadă nivelul de acolo, să vadă aspirațiile, tendințele acestora. Acum, noi credem că am reușit acest lucru. Poate că se putea mai mult, poate că este suficient, nu știm. Oricum, întotdeauna cred eu și credem noi de aici, de la Maghiaru, că este loc de mai bine și vom depune în continuare aceste eforturi. Pentru că dacă ar fi să vorbesc despre aceste proiecte ale noastre, am încercat să nu ne canalizăm doar pe, pe proiecte tehnologice, elevul merge, face practica. Am încercat să facem și altceva sau să venim cu ceva complementar. Iată acest proiect. Elevii, profesorii din Polonia vin și predau la noi ore de poloneză. Profesorii noștri, acestor elevi selectați, predau ore de engleză. Elevii noștri lucrează cu elevii polonezi și își dezvoltă capabilitățile, își dezvoltă aptitudinile de a realiza pagini web, de a traduce, de a se dezvoltă pe ei însăși. Iau contact cu alte culturi. Mai departe, am încercat ca prin alte proiecte și săptămâna viitoare vom da drumul unui alt proiect prin care alți 12 elevi vor pleca în alte țări, prin care încercăm să promovăm, să ajutăm oarecum protejarea mediului. E un proiect, iar unul dintre profilele noastre de bază ale liceului nostru este protecția mediului. Atunci încercăm ca prin acest proiect să promovăm ariile protejate, să promovăm din zona noastră, să le promovăm la nivel național, la nivel european, să povestim și să punem în valoare lucrurile bune care se întâmplă la noi în județ și în regiunea noastră. Motiv pentru care inclusiv vreau să vă spun că avem un proiect pe dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale, ceva relativ nou la nivelul județului Gorj.
și la nivelul regiunii noastre, pentru că, cred eu, este o lacună a curriculumului noastre actuale care nu urmărește acest lucru să dezvolte astfel de cunoștințe și aptitudini la nivelul elevilor de liceu. Da, întrebarea aș avea rolul ei și dintr-un alt punct de vedere, și anume faptul că, iată, a spus elevii și am văzut acest lucru, elevii dumneavoastră învață limba poloneză. Trebuie să descurce foarte bine în limba engleză pentru că e limba tuturor proiectelor. Ori aici trebuie să fie o anumită pregătire și în prealabil de a veni la liceu și cu siguranță trebuie să muncească la nivelul unui liceu. Și în aceste condiții, ca să vin la situația, în general din licee tehnologice, de exemplu, un copil care a intrat la liceu pe ultima sută cu o medie de 2 sau de 3, să spunem că e posibil în România orice, nu cred că va reuși să facă față acestor cerințe. Bun. Aici ar veni aceste proiecte Leonardo da Vinci pentru dezvoltarea competențelor și dezvoltarea, să zicem, demnării practice. La aceste proiecte, în special la aceste proiecte, nu este cazul să iei doar elevii premianți și să fie ca o recompensă pentru rezultatele avute de ei la olimpiade sau la alte, la clasă. Aici politica noastră spune că, la nivelul instituției noastre, spune că trebuie să ne aplicăm acelor cu probleme, acelor care fac parte din grupuri defavorizate. Și aș vrea să vă dau exemplu numai ultimul grup care acum și-a încheiat, unde, scriind raportul, mi-am dat seama că am respectat aproape în întregime cerințe pe care ne-am impus de la început prin proiect, adică să ne adresăm acelor elevi care se află în grupuri defavorizate, acelor elevi care se află în riscul de a abandona școala. Și aș vrea să vă spun că din acești elevi care au plecat, a fost un elev care se află în plasament dat la o casă de copii, au fost elevi care provin din familii monoparentale și au fost elevi care au avut unul sau chiar au avut ambii părinți plecați în străinătate și care se aflau în situații financiare foarte, foarte complexe, iar dacă bursa acestui proiect nu acoperea întreaga perioadă a stagiului, ceea ce înseamnă transport, cazare, masă și bani de buzunar, ei nu ar fi putut participa la aceste activități. Deci, iată că, iar în plus, aceste proiecte pot veni ca un, hai să zicem, ca un fel de stimul pentru acei elevi care, pe de-o parte, vor să se dezvolte și vor să facă ceva cu viața lor. Suntem oaspeții Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru. N-am vorbit de liceu, am vorbit doar de o parte a activității sale, cea legată de proiecte și, bineînțeles, cum spuneam, dețineți un fotoliu de lider în acest domeniu la nivelul județului Gorj. Tocmai din acest punct de vedere al proiectului sau altor activități care stau pe agenda dumneavoastră, care ar fi planurile de viitor? Cu ce planuri ați început acest an școlar? Că, iată, deja ați avut foarte multe și reuniuni de proiecte și alte lucruri. Ce planuri vă animă? Ce scrie în planul managerial pentru anul acesta școlar? Pentru acest an ne propunem să, pe cât putem să rămânem aici unde ne găsim acum, adică să fim foarte vizibili în viața municipiului și a județului Gorj, să reușim să fim aproape de elevii și familiile elevilor noștri, să asigurăm un învățământ de calitate. Ce înseamnă asta? Să reușim ca la și în urma examenului de bacalaureat din acest an să avem rezultate cel puțin la fel de bune. Și la olimpiadele școlare ne propunem să participăm în primul rând și să obținem cât mai multe premii și credem noi că și în acest an vom avea foarte mulți copii calificați la faza națională. Am început un an nou. Un an în care ca să realizăm toate aceste obiective, va trebui să și muncim foarte mult. Părinții de la acest liceu știu, poate bine să știe și părinții telespectatorilor, părinții din, și mă refer la telespectatorii dumneavoastră,
că noi aici oferim ore de pregătire gratuită pentru elevii de la, din ciclul, din clasele terminale, mă refer aici la clasa 12-a, la toate disciplinele de bacalaureat, română, matematică, biologie. Oferim de asemenea această pregătire și în cadrul vacanțelor care urmează și deja ne pregătim să le planificăm. Încercăm să ținem elevii prin activități, cum ar fi teatru, cum ar fi redactarea revistei cu gen liber și multe altele. Chiar astăzi, de exemplu, la ora de dirigenție, la clasa 12-a, doamna Cătălina Marcela a fost invitată, au fost invitații, am avut invitații pentru Ziua Armatei de la Cercul Militar și pe domnul general Ispas, care ne-au onorat cu prezența în această zi. Încercăm ca la toate orele de dirigenție să dăm ore de dirigenție în semnătatea care era acum 20 de ani și să contribuim astăzi să transformăm elevii noștri în niște oameni mai buni, niște viitori cetățeni responsabili acestei comunități. Ca o parafrază după un film celebru, mai poate fi dat un extemporan la dirigenție, de exemplu? Aici, în acest liceu? Cred că ar trebui să ne întoarcem la ora de dirigenție și să-i dăm ceea ce să dăm cezarului ce este al cezarului. Iar poate ar trebui din când în când să... Pentru că, știți cum este, la un moment dat vom ajunge să avem elevii pe care ni-i merităm. Iar dacă efortul nostru pentru a transforma, pentru a ajuta să devină mai buni, este mic sau spunem că am făcut suficient. De fapt, pentru elevi nu faci niciodată suficient. Iar în școală, cei care lucrăm în școală știm că fiecare zi este o altă provocare, iar niciodată nu trebuie să rezolvi, nu ești împuș în situația să rezolvi o problemă pe care ai avut-o, pe care te-ai întâlnit ieri. De fiecare dată este o nouă problemă, o nouă provocare. Da, sunteți un liceu al paradoxurilor și o să vă spun de ce. Deci dacă e un liceu tehnic, cu toate acestea rezultatele sunt foarte bune, e un paradox față de ce se întâmplă în țară. E un liceu care, deși are un domeniu tehnic, partea umanistă stă foarte bine și vezi revista, vezi rezultatele chiar la diverse lucrări publicate și toate cele. În același timp, sunteți un liceu cu profil tehnologic, însă păstrați memoria vie a unei personalități gorjene de excepție, vorba de generalul Gheorghe Magheru. Cum se împacă toate acestea și cum reușiți să le gestionați de atâția ani și probabil o veți face și în viitor? Eu credem că activitatea unui profesor nu se încheie sau nu se rezumă doar la a intra la oră, a pune niște formule pe tablă și a părăsi clasa. Noi credem că activitatea profesorului este un pic mai complexă și începe cu de la cum se îmbracă și se prezintă în fața elevilor săi, la cum vorbește și la cât dăruiește din timpul lui acestor elevi și revin la orele de dirigenție. De altfel, noi punem foarte mare accent numai pe pregătirea lor profesională, ci și pe pregătirea lor, aici, generală, și mă refer aici la limbile străine, la limba română, la istorie. Avem o fundație și am reușit prin această fundație care nu face decât să urmărească să ajute activitățile școlii, să accesăm și prin intermediul acestuia un proiect european care să trimită, să faciliteze elevilor noștri accesul la diferite manifestări cu caracter istoric din alte țări pe teme de istorie. Și de ce să nu spunem că inclusiv liceul care este înfrățit cu noi din Polonia, mă refer la Joseph Bem, liceul de acolo poartă numele unui general pașoptist, la fel ca generalul Gheorghe Magheru, deci iată că și liceul nostru partener... Până și istoria ne apropie. Cred că elevilor trebuie să le asiguri o pregătire pe toate nivelurile. Iar dacă aștepți ca de la elevi să aibă doar cunoștințe și să nu
și să, să lase anumite domenii mai, pentru că ei sunt de tehnic sau sunt de real sau sunt de uman, noi nu suntem de acord cu așa ceva și încercăm să aibă o dezvoltare cât se poate mai armonioasă. Și din câte se vede, cel puțin prin prisma ce iese de aici ca rezultat, sunteți pe drum sau păstrați o direcție bună. Vă mulțumim pentru privirea noastră. So, and then we have some traditional Polish cuisine. Polskie dania tradycyjne. So let's start with the first word. Polskie. Polskie. Meaning Polish. Mm-hmm. Then we've got dania. Dania. This means dishes. So dania. Dania. Mm-hmm. Dishes. And then we've got tradycyjne, meaning traditional. Tradycyjne. Tradycyjne. Okay. Suntem la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, împreună cu doi dintre participanții la proiectul Comenius bilateral România-Polonia. O să aflăm mai multe despre acest proiect de la doamna Agnieszka Klinkowska din Polonia. Dânsa o să ne spună mai multe despre acest proiect și vom fi ajutați, ca să înțelegem ce spune dânsa, de domnul profesor Cristian Maria. Mai întâi, prima întrebare ar fi cum ați ajuns în România și dacă o faceți pentru prima dată. First of all, if you are for the first time in Romania, and how did you get involved in this project? It's not my first time in Romania. I was here with the project 2 years ago, and we were in Arad. Our headmaster know some teachers from Romania during another project, and that's the way they get to know each other, and we started a project together 2 years ago. And this time we are working with Târgu Jiu School. Nu este prima vizită a dânsei în România. A mai fost aici acum 2 ani, într-un proiect multilateral cu un liceu din Arad, iar legătura dintre liceul nostru și cel din Polonia s-a făcut prin prisma conducerii celor două licee. Doamna directoare din Polonia și domnul director de la Gheorghe Magheru au fost împreună într-un alt proiect european. Da, există o colaborare de mai mulți ani între acest liceu din Polonia și liceul din România. A doua întrebare. Ce ne puteți spune despre acest proiect care ați venit în România, această colaborare care se va face între elevii de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru și cei de la Colegiul Liceul Iosif Bem din Polonia. Can you give us a short description of the project? What are the students be doing in this project? Mm-hmm. The Romanian students and the Polish ones. This project concerns finding similar things in Romanian culture and heritage and in Polish one. We are going to work 2 years and we are going to prepare different things, website, photo album and multimedia album and also some dictionaries. And most important, we are going to learn Romanian and Polish language and we are going to get to know each other better. În primul rând, vom face împreună diferite lucruri care să descopere moștenirea și cultura comună pe care o avem, cea română și cea poloneză. Va fi un schimb de 20 de elevi care vor veni aici și respectiv vor merge acolo. Ca produse vom avea un website, un album foto promovând aceste obiective proprii pentru fiecare cultură. Nu în cele din urmă, aș vrea să completez, ar fi faptul că vom apuca să învățăm câteva noțiuni de bază de limbă poloneză, respectiv limbă română. Asta vreau să întreb. Deci v-am răpit de la o oră de limba poloneză cu elevii de la Magheru. Cum mi s-a părut reacția lor? Să spunem așa, au un talent să învețe limba poloneză?
You just came here from a Polish class with our students, and he was wondering about how did they react to the Polish language. Are they skilled to learn this? And how do they feel? Students are wonderful, and they made a great impression on me. They are so eager to learn. They are so patient to get to know different sounds and the difficult things also. So they made a great impression, and I don't want to live here. Elevii noștri au fost minunați. Au fost nerăbdători și interesați să afle cât mai multe cuvinte și expresii în limba poloneză și, zice dânsa, pur și simplu nu-și mai dorea să plece de aici. Acum, ca impresie generală, sunteți de mai multe zile în acest liceu. Ce impresie v-au lăsat elevii, profesorii, nivelul lor de pregătire, dotarea școlii? Ce impresie v-a lăsat școala din România? What impression did the school, the students leave you as from what you could see in these days? In these days, a really great impression, and not only the school and the town that I see, but also the way you work, the code of conduct of the students, how they behave. They are so they behave so well, and they are so respectful for the teachers. I hope we could work as long as possible, and I would like to go back to Romania as fast as possible. Nu numai elevii, ci și profesorii au lăsat o impresie deosebită. M-au spus că sunt foarte cuvincioși, s-au purtat nemaipomenit și au fost receptivi la tot ceea ce a însemnat implicarea în proiect. Însă și orașul și oamenii de aici au făcut o impresie foarte bună și dacă există posibilitatea să ar întoarce oricând sau cât mai repede cu putință. Legat de acest lucru, poate un viitor proiect va fi în care profesori din Polonia să predea la Maghielu sau profesori de la Maghielu să predea în Polonia? Maybe this will be a start for a new project, a teacher exchange and teachers from Gheorghe Maghieru will teach in Iosef Bema High School. I hope so. And yes, I hope so. I would like to keep the contact with the teachers, and we will try to do the best we can with this project, and then we will try another project and to keep the contact and to work together as long as possible. Da, și dânsa speră că s-ar putea pe viitor întâmpla acest lucru. O să țină legătura cu profesorii de aici și speră ca pe viitor să se poată întâmpla și acest lucru. Revenind la proiect, care ar fi, să spunem așa, legăturile comune din punct de vedere cultural între România și Polonia, care sunt reliefate de acest proiect? Coming back to our project, which will be the main common points from the two cultural point of view, from the cultural point of view between the two countries, between the two cultures? We have a lot in common, not only in language, in the cuisine, but also in the history. Our patrons fought at the same time, and they were both generals, and they had similar experience, and they had to manage and to cope with it. So I think this will give us the strength also to do the best we can. Da, avem foarte multe în comun, nu numai cuvinte sau expresii, însă și chiar patronii spirituali ai celor două licee sunt luptători aproximativ în aceeași perioadă, generali în aceeași perioadă, cu aceleași aspirații și
dorințe, așa că putem vorbi de foarte multe lucruri în comun. De regulă, în ultimii ani, proiectele acestea cu finanțare europeană, cel puțin pentru țările din Est, se merge foarte mult spre vest. Iată că aici, între România și Polonia, s-a înfiripat o colaborare care dă roade, cel puțin nu numai la acest proiect, au mai fost și altele. Generally, in such projects, most Eastern countries, let's say, Central or Eastern European countries, search for Western partners. But in this case, let's say two Eastern or Central European countries got to work together, and this is a very good thing. What's your opinion? I think it's a wonderful idea because we don't know each other so good, and now we may find out that we are so similar and we didn't even know about that. And it's very important. While I think that Eastern countries are popular because they worked together more earlier simply, and Eastern countries come to European Union maybe later, and that's why we just get to know each other. And but that does not mean that we will not cooperate and we will not do it in the future. Da. Chiar dacă provenim așa din estul Europei, asta nu înseamnă că nu vom coopera și nu vom lucra pe viitor. Avem foarte multe lucruri de descoperit, foarte multe lucruri în comun, așa după cum vă spuneam, și asta ne îndeamnă și mai mult să lucrăm împreună. Vă mulțumim și vă mai așteptăm în România și cu altă ocazie. Thank you, and you are welcomed here with some other occasions. Thank you very much, and you are welcome too in Poland.